Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil Brahim Ceyhan pe Netflix. Ei vor înrupa tatăl și fiul cu acest nume. Vizitele în Dubai ale lui Engin Altan Duziatan și Halil Brahim Ceyhan continuă. Halil Brahim Ceyhan a împărtășit o notă importantă, partajând astăzi o postare pe contul său de Twitter. Engin Altan Duziatan și-a început turneele din Dubai de ieri și doi actori celebri s-au întâlnit în Dubai. Negocierile de afaceri ale lui Halil Brahim Ceyhan continuă. Halil Brahim Ceyhan a primit o ofertă pentru filmul de cinema numit Ters, care va fi difuzat pe Netflix. Burak Özçivit a primit și el o ofertă pentru același rol. Totuși, am aflat că Burak Özçivit nu a acceptat această ofertă. Dacă Halil Brahim Ceyhan acceptă această ofertă, el va juca rolul tatălui și fiului fostului iubit al lui Afra Saraolu, Mert Yazgoglu. Va fi incitant să-l vedem pe Halil Brahim Ceyhan într-un alt mediu digital decât TV. Va fi interesant să-l vedem pe Halil Brahim Ceyhan într-un alt personaj decât Yaman Karemele cu care suntem obișnuiți. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!